Râzi cu Sergiu și Andrei. Dimineața la Kiss FM. Bună dimineața din nou. Trupa Vama prin reprezentantul Tudor Chirilă în continuare la microfon și avem un joc nou. Știu că ești foarte fericit, Tudor, și... Stai să-mi trag asta aici. Abia așteptai. Jocul nou se numește Haz de Necaz, așa se cheamă el. Și regulile sunt foarte simple. Sergiu ne va modera și ne va da niște situații foarte pozitive, iar noi vom avea fiecare câte una. Și va trebui lucruri să... Lucruri de bine pentru fiecare. Da, lucruri de bine. Noi va trebui să luăm lucrurile aia de bine și să completăm propoziția ca să o facem situația să devină nașpa. Uh-huh. Adică, de exemplu, adică ca și cum... Ce știe românul cel mai bine. Exact, ai văzut? Exact, da, da, da. Adică, de exemplu, ca și cum Sergiu ar zice... Ți-ar zice situația pozitivă, Tudor, ar fi că ai cea mai difuzată piesă de la radio. Uh-huh. Dar Kiss FM a dat faliment. Sau... Da. De exemplu. Okay. Sau... Da. Eu aș fi completat cu din Armenia. Ok, dar, ok, da. Ai înțeles ideea? Nu. Deci, propoziție care trebuie completată cu o altă propoziție ca să devină din ce în ce mai așa. Hai că o să încep eu. Băi, de ce? Să știi că Armenia nu e chiar rău. Da? Da. Nu știu, mă vorbeam cum e piața acolo. Da, cred că e bine, nu știu. Cam crezi că fiind puțin locuitori... Nici... Asta e, nici... că-s mai puțin. Păi da, dar mai multe difuzări. Că-s mai puțin gândăreți, implicit și... Bun, da, hai mult, să... Hai. Stai, că am uitat să zic cel mai important lucru. Câștigătorul este ales de public prin mesaje pe WhatsApp, că noi nu putem să zicem eu am fost mai bun și el să zică el a fost mai bun și n-am mai ajuns. Credeam că s-a înțeles din start că eu sunt mai bun. Da, asta adică nu mai are rost să mai trimită lumea prin WhatsApp. Da, câștigător și să... Deci, oameni dragi, 0722 20 60 20 pe WhatsApp, că avem telefonul aici între noi. Voi stabiliți câștigătorul acestui concurs, mă rog, acestui joc. Hai să-i dăm drum. Avem drum. Cu Haz și Necaz. Avem un fundal, ceva? Olix? Nu. No. Dai pe... Bun, îți zic. Pentru Andrei. A. Faci cunoștință cu femeia perfectă. Dar afli că este sora ta. Tudor. Nu. No. Primești. Poți să-mi spun încă una? Da, zi. Faci cunoștință cu femeia perfectă. Faci cunoștință cu femeia perfectă în mijlocul frământărilor ei de a-și opera o schimbare de sex. Ok, bun. Dar tu nu de ce mi-ai mie? Că ai și mă tu. Joc, e un joc. Dai și tu pe ale mele. Bine, hai. Exact. Tudor, primești cadou un Ferrari. Da. Primești cadou un Ferrari și îl spargi în Piața Victoriei într-o groapă în mijlocul intersecției. Cum se poate întâmpla? Sau primești cadou un Ferrari și se duce vopseaua că ai dat peste femeia perfectă pe care ai cunoscut-o mai devreme. A, tu vrei să faci episod? Tu te putelești pe serial? Cum păi nu, nu, dar vezi că așa asta ar fi ghinion. Să cunoști femeia perfectă în timp ce dai cu ea, peste ea cu mașina. Primești cadou un Ferrari. De unde la? De la Burago, de la mic? Nu, cel mai tare e asta. Cel mai tare e asta. Magnet de frigider. Primești cadou în Ferrari în ziua în care ai rămas fără carnet pe viață. Exact. Da. Bun, mai departe. Andrei. Da. S-a ieftinit benzina. 10 lei un plin. În ziua în care ai aflat că ai rămas fără carnet pe viață. Bun, bun, bun. Ce? Tudor, fiul tău ia 10 la bac. Da, și? A, să continui. Nu era o profeție, era o... Fiul meu ia 10 la bac. În Afganistan. Tot nu-l recunosc. Da. Aoleo! Andrei, da. Dulciurile nu te mai îngrașă. Dulciurile nu te mai îngrașă? Da. Dar te constipă. Ok. Sau invers, te strică la burtă, da, de fiecare dată. Da, 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 da. Tudor, ești ales președinte. Dar ți-a luat PSD toate prerogativele. Andrei, afli că ai câștigat premiul Nobel. În timp ce te prăbușești cu avionul în care ești. Oh, am înțeles. Pe un vapor care se scufundă. Mamă, mamă. Tudor, nu. Zi. Afli că ai luat premiul Nobel. Așa. În momentul în care te neci cu un os de pui. Sau de pește. Ai câștigat premiul Nobel.
ăla-i discursul de mulțumire. Da. Așa. Afli că poți să zbori. Afli că poți să zbori în mediul urban la doar un metru deasupra pământului. Deci practic te dai, te dai cu hoverboard-ul. Practic poți să sari un pic mai mult. Da. Nu, zbori tu. Da, zbori, da. Zbori. O perioadă scurtă și înălțime mică, dar zbori. Andrei, ai găsit... Dar de ce o perioadă scurtă? Că sari! Nu poți să zbori oricât, doar că te cam lovești. Poți să zbori, da. De la mare înălțime, cu ușa... Poți să zbori, da, o singură dată. Poți să zbori. Andrei, ai găsit pe stradă 100 de euro. Dar aveai mare diaree. Ai găsit pe stradă 100 de euro. Din aia 1000 pe care i-am pierdut. Bun, bun. Și apropo de bani, Tudor, câștigi la loto. În ziua în care RMN-ul a ieșit aproape fără speranță. Oh, bun, bun, da, haz de necaz. Asta a fost prima dată când jucăm jocul ăsta. Da, prima oară a fost când am jucat acest joc și așteptăm să ne spuneți pe WhatsApp cine a câștigat. Hai să vedem ce zice lumea. Bună, Tudor a câștigat, este super, zice cineva care nu s-a semnat. O dau anonimă. Ai trimis-o acum, nu? Bună ziua! Nu ești cu telefonul, mă. Am prepaid-urile aici. Vă ascult cu drag din Danemarca și cred că Tudor a câștigat. Felicitări, Tudor Chirilă, felicitări. Te-am vezi? Spart. Mai spart, mai nenorocit. Felicitări pentru locul 2. Totuși. Tudor, zice cineva care nu s-a semnat. Bă, tu trimiți mesajele? Eu cred că femeia perfectă te-a ales pe tine. Eu cred că tu trimiți mesajele. Că nu se semnează nimeni. Câte numere de telefon ai? Exact.